Pericol de explozie în Ploiești. O cisternă care transporta 35 de tone de benzină s-a răsturnat ieri după amiază pe centura de vest la intrarea pe A3. În urma impactului, cisterna s-a fisurat și încărcătura a început să se scurgă pe carosabil. Autoutilitara plecase din rafineria Brazi. Martorii cred că de vină ar fi neadaptarea vitezei în sensul giratoriu. Din fericire, nu au existat victime. Decât mi-am văzut că s-a plecat într-o parte, odată, atâta. Avea viteză? Avea viteză. Dar nu, bă, ce o viteză mare pentru ca să răstoarne. Deci știu, bă, defecțiune la mașină, ceva, nu pot să-mi dau seama. Cred că a fost plin, dar nu era o viteză că pentru... Urmă, cisternă nu fi fost plină, fost mai goală și a făcut balanț. Acest conducător auto, ca urmare a neadaptării vitezei de intrare în sensul giratoriu, autocisterna s-a răsturnat. Este plină cu virgulă benzină, combustibil, ușor inflamabil, dar locul a fost izolat. La fața locului au ajuns 4 autospeciale ISU cu apă și spumă pentru a preveni o eventuală explozie. Zona a fost izolată, iar traficul a fost deviat timp de aproximativ o oră. Ea se scurge pe la capacele de etanșare de la partea superioară. Există pericol? Poate exista pericol, însă noi am izolat zona și suprafața cu benzină, cu spumă. Și pericolul în ce constă? Practic, ce pericolul constă când se acumulează vapor de benzină și poate duce la explozie, dar acum nu există acest pericol, întrucât am format perdele de apă și dăm cu spumă permanent pentru a elimina acest pericol. Pleci garda de mediu, face o analiză să vedem ce se întâmplă acolo pentru a ecologiza și aplica sancțiunile corespunzătoare în acest moment. Circulația este restricționată pe autostradă la Znagov pe DN1, deci măsurile și de trafic pentru a restricționa circulația în această zonă și, bineînțeles, pe alte trasee adiacente. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul. Societatea căreia îi aparține cisterna riscă primirea unei amenzi de mediu de până la 50.000 de lei.